Vă salut, vă salut pe toată lumea, bună seara la toate doamnele și multă sănătate. Băi frate, fac vlogul ăsta pentru voi, prietenii mei, publicul meu frumos. Aici chiar că suntem numai prieteni frumoși, în așa numărul care suntem noi, suntem chiar numai oameni adevărați. Voi face în seara asta o povestire din penitenciarul Slobozia. Știți că nu dau cu ani, nu dau cu numele, nu spun lucrurile astea, dar povestesc ceva, zic eu, haios, așa sper să vă placă. Cum sunt și celelalte vloguri și live-uri care le-am făcut pentru voi. Frate, mă aflam la camera 20, cameră de deținere, eram cameră de criminali. A fost 20 și 25, două camere de criminalere. Hai să încep așa că v-am zis că vă spun o parte cu Duba, de ce a căzut el la pușcărie, acum mandatul ăsta care el, din 27, 28 de ani parcă are, cam așa. Era la pârnaie cu o pedeapsă mai mică în urmă, până să cadă cu anii ăștia grei și urâți, de vreo 3 ani, pedeapsa lui. Vine timpul să liberează și ajunge și el acasă la el. El avea un frate mai mic care lucra la o familie de la țară acolo unde stătea el, la Sinești, acolo unde stătea el în comuna aia. Avea pe fraxul ăsta mic, care tot îl slugărea familia respectivă. Îi dădea de mâncare, îi dădea haine, dar foarte puțin bani. El fiind și mic, 12-13 ani ce, la vârsta lui, vă dați seama că îi convenea, nu îi convenea. Asta era, muncea acolo în curte la oamenii aia. Oamenii aia, am înțeles că aveau animale, avea situație bună și avea nevoie de oameni de ăștia să-i slugărească, care nu aveau familie foarte întemeiată, nu prea îi ducea capul la multe lucruri și uite și-a bătut joc de copilul ăla. Timp de vreo 2 ani de zile, așa 3 ani de zile. A venit timpul să libereze Duba. Acum, când a ajuns el acasă, i-ar fi povestit fratele lui mai mic, băi, nene, uite ce se întâmplă, eu muncesc la ăștia de 2-3 ani de zile și are să-mi dea și o grămadă bani, cât o fi zis el acolo. 15-20 de milioane, cum era acum câțiva ani de zile. Era bani. Să strânsese ceva bani în anii ăștia, care el a fost lugărit la familia asta. Acum după ce zice, băi, haide-mă cu mine să stau de vorbă cu ei. S-a dus la ei la poartă acolo, a strigat, neacutare, neacutare. A ieșit la acolo, băi, zice, dați-vă banii lui frate meu pe ce a muncit. Păi voi l-ați lugărit pe ăsta vreo 3 ani de zile, doar pe mâncare și pe haine și cam atât. Și ce i-ați dat voi 2-3 lei acolo? 1.000.000, 2 cât i-o fi dat acolo? Băi, că ce bani să-ți dau, că nu știu ce, că n-ai muncit tu aici? Păi n-am muncit eu, dar am muncit frate meu, îți bagi joc de ăsta, că e mai mic și că suntem amărâți și astea. Și nu îi faci plata? I-ar fi dat moșul la acolo. Că am înțeles că era cam moș, așa, cam în vârstă, așa. I-ar fi dat ăla vreun 1.000.000, 2 acolo să scape de el. Ia vă zice, ăștia-i banii. Cum o să fie ăștia banii dacă nu i-ai dat de 3 ani de zile, tu nu i-ai dat? Tot l-ai amăgit așa cu câteva sute, cu câteva milioane în toți anii ăștia. Că lasă-mă să vând nu știu ce a zis moșul ăla, grâu, porumbul și cu alea și că o să-ți dau. Bine, ia Ionel banii acum și pleacă. Ce face?
Îi cumpără lui fraxul acolo niște dulciuri, ce-i cumpără și alea, își ia și el o sticlă de coniac, de ce dracu și-a luat, bea nebunul coniacul ăla și aduce aminte acum, după ce termină sticla de coniac, de persoanele respective. Deci asta e bună treaba asta, să bage copiii ăștia la cap în ziua de azi, să nu facă asemenea lucruri, și normal ar fi fost să ducă la poliție, să sesizeze poliția, să spuie ce i s-a întâmplat fratele lui. El fiind și mic, minor, așa ar fi trebuit să procedeze. Că nu era nimic de sifoneală, nu era nimic de lucruri astea. Bă, dă-i bani. Sesiza poliția și făcea la un fel și îi dădea bani. Deci lucrul ăsta e bun de băgat la cap, să nu se ajungă la așa ceva. Băi, frate, se duce direct peste ei în curte, după ce trotilase sticla de coniac, pune mâna pe un furcoi și îi dă, bă, frate, și la bărbatul respectiv și la femeia respectivă. A băgat furcoiul în ei, i-a omorât, frate. Deci a omorât pe loc. Le-a dat la furcoaie și a băgat furcoiul în ei. Deci a povestit el. Scria și în rechizitoriu, am văzut și eu în rechizitoriu. Cu ce cruzime a decurs la crimă cu cele două persoane. Ei în casă acolo avea și o fată. 18-19 ani. I-ar fi dat și lui aia câteva furcoaie pe spate. Dar aia mai tinerică, mai așa, e bine într-un fel că s-a întâmplat așa, dar era mai bine să nu se întâmple deloc nici cu părinții ei. A fugit. Ar fi deschis geamul și a sărit pe geam și a fugit pe stradă și a început să țipe. Ce striga ea acolo la disperare? Săriți, ne omoară, a venit Ionel peste noi în casă, ne omoară cu tare, că Ionel îl cheamă pe el. Da seama că îl știa lumea și dă duba acolo. Dar până s-a alarmat vecinii, până una alta, că nu prea a avut curaj să intre nimeni în curte acolo. Ce a făcut nebunul, voi, ca să vedeți minte de nebun, și asta e bine să rețină puștii ăștia din ziua de azi, să nu facă lucruri de-astea și să nu decurgă la lucruri de-astea oribile. Băgând furcoiul și în femeia respectivă și în bărbatul respectiv, ce a făcut? I-a trântit într-o bucătărie acolo jos pe amândoi, unul peste altul, și ce face al drecu flămând, zici să nu-i zici, umblă la ăia în frigider acolo, scoate mâncare, scoate țuică ce avea pe acolo până aia, să pune frumos la masă și începe să mănânce. Mânca, bea din țuică aia. A venit poliția. Când a venit poliția cu acolo, băi, ce faci, bă? Duba. Ce să fac, bă, zice, mănânc, că mi-e foame. Bea o țuică și luați dracu mortăciunile astea de aici. Exact așa scria în rechizitoriu, frate. Urât, frate, ca faptă, urât, premeditat la ceea ce a făcut el. Foarte urât. Ei a rămas așa blocați când i-a văzut acolo, vă dați seama. A sunat, a venit procuratura, a venit alea, că nu putea să atingă cadavrele, să le mute, să le sucească, să le învârtească. Na, să făcea o anchetă acolo. Vine procuratura, vine, nu e la deranjat. Băi, zice, stai liniștit, stai la masă acolo. A zis, el a zis, băi, n-am nimic cu voi, nu fac nimic, asta e, oricum mă predam. Dar dacă nu a fost dreptate și n-a fost înțelegere între mine și persoanele respective care l-ați lugărit pe frate meu aproape 3 ani de zile, a trebuit să fac dreptate singur. Păi și în halul ăsta, bă, Ionele, băi, da, bă, în halul ăsta așa m-a dus capul, așa am făcut. Luați dreptul mortăciunile astea de aici și
Lăsați-mă să mănânc. Da, vă zice, stai liniștit. Stai liniștit, mănânc acolo, nu? Nu i-a făcut nimic în prima fază. L-a lăsat așa, da? Vă dați seama că era cu ochii pe el. A anunțat procuratura, a venit acolo, a pozat, a filmat cum se face la crimă, cum se procedează. A luat cele două cadavre pentru autopsie. A mâncat Ionel, a băut un pahar, două dățuică și a zis ăștia, haide să te cătușăm și hai cu tine la declarații și vei fi arestat. Bine, mă, merg, asta e. L-a dus la poliție, a dat declarația acolo cum s-a întâmplat, el a spus, uitați așa, așa, l-am muncit pe fratele meu, eu mi-am făcut dreptate, am fost la ei de vreme cu câteva ore și am stat de vorbă cu ei și nu mi-a dat decât 1,5 milioane sau 2 cât i-a dat, avea să-i dea 15-20 de milioane și a zis că, băi, mai ți-i dau când vând cereale, ce a zis el acolo? Grâu, porumb, ce aveai oamenii acolo. De unde? Era greșeala lor asta. Și greșeala lor a fost, știindu-l pe el un pic sonat și nebun și cu pușcărie, oamenii trebuia, frate, să nu scoatem vinovat acum pe nimeni. Vinovat e el că a decurs la așa ceva. Oamenii trebuia să-i facă plata normal și cinstit și cred că nu se mai ajungea la asemenea calvar care s-a întâmplat. Gata, frate, l-a luat, l-a arestat, l-a adus la penitenciar, l-a ținut, când l-a ținut pe arest acolo 3-4 luni de zile. Noi auzisem că mai venea băieți după arest. Băi, l-a arestat pe Duba cu două mortăciuni, cu două crime. Băi, ești nebun la cap, cum o să facă ăla așa ceva? Că noi știam că el fusese la pușcherie numai cu furturi. Furturi de-astea minore, ce fura el pe acolo, pe la el, pe-n comună pe acolo. Da, bă, zice, uite așa, uite așa, e în anchetă și o să, după ce se închide dosarul, o să-l aducă pe penitenciar. Când l-a adus, frate, pe penitenciar, l-a băgat la cameră la 20 de criminali acolo. Băi, ce ai făcut, mă, Duba? Băi, nenorocitul, dracu, ce ai făcut, băi, ai luat viața oamenilor ăia, bă? Păi da, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, cu tare. Uite. M-am uitat și în rechizitorul lui la fel. I-a dat, frate, i-a dat 28 de ani. 27 sau 28, cred că 28 de ani. I-a dat pentru două mortăciuni. El avea și acte de nebun, că nu era normal. El fusese internat pe la nebuni, avea acte de nebun, dar legea e lege până la urmă și trebuie respectată. Bun, frate. Turbat, el turbat pe acolo cu toată lumea. Țigări, cine nu-i dădea, cine care nu-i dădea, că îi dădea toată lumea, indiferent ce făcuse, că na, toți îl iubea, că nu era javră, nu era sifon, nu făcea măgării de-astea de genul ăsta urete. În camera acolo eram 12 inși, era 12-4 și eram 12 inși. În camera acolo și neanelul Chiriță, un moș bătrân, n-avea un ochi, era chiord în ochi. Ștocar bătrân ăla, pușcărie multă la el. Glumeam mult cu el, noi îl iubeam, îl respectam toată lumea, îi dădeam lesuri, îi dădeam țigări, că având atâta pușcărie, nu prea mai vizita nimeni, mai vinea când venea la, că era, avea și un frate arestat. Și când mai venea familia fratelui, lui Neanelu, Dumnezeu să-l odihnească, că a murit săracul. Mai îl scotea și pe el la vizită. Și el vinea cu ochi, cu într-un ochi așa zbanghiu. Băi, ce face el cu tare? Ce ne zicea el acolo? Ne povestea el de părnaie, de părnaie care a făcut el. Noi muream de dragul lui. Neanelule, unezi, ceva, o țigărușă, ceva. Îi dădea mereu câte un pachet de țigări, câteva țigări. Nu o să punea problema, că nu rămânea el niciodată de neș și de țigări. Băi, frate, într-un timp, după o perioadă de timp, l-a duce pe un băiețaș după la Focșani. Ăla tot cu umor, ce făcuse și ăla pe la o discotecă pe acolo, vai de capul lui.
Noi îl strigam Belciu pe ăsta. Belciu, băi Belciule, ce faci? Băi Belciule, tată, lua Neanelu. Neanelu luase lângă el. Ăla căutat, îl căuta familia, îi punea colet, vinea la el, că era cu colete atunci, ani de zile, să primea pachete, să primea colete. Neanelu cu el acolo. Băi Belciule, tată, băi Belciule, băi cum ziceți voi lui ăsta, că uita mereu la el la început. Băi cum ziceți voi lui ăsta, mă? Belciu, mă. Belciule, tată, Belciule, tată. Râdeam cu Neanelu. Băi, ce face Belciu odată? Aveam, făceam mâncare la Reșiu. Eu terminasem mâncarea acolo, făcea Neanelu acum, era rândul lui. Pune el cratița acolo, pune ce pune el să facă mâncare. Acum de unde legasem firul, cum ar fi de sus, din caneaua aia, din perete, trăsesem fire de acolo, până jos aici. Reșeul jos aici, pun hol. Pun culoar mic, așa, lângă ghiuvet. Oala de mâncare acolo. Belciu trecea mereu peste firul ăla, că firul ăla n-ajungea de acolo chiar bine așa, pe la nivelul ăsta vinea un pic săltat de beton. Cam o jumătate de metru așa, cum vinea firul. Nu vinea direct pe perete și să coboare jos. Vinea așa. Băi, Belciule, tată, băi, să nu dai rezistența aia acolo, mă, tată. Nu, Neanielule făcea ăla. Neanielule, nu, bre. Băi, Belciule, Neanielul s-a uitat în pat acolo. Băi, Belciule, tată, băi, să nu dai pe rezistența aia pe acolo, bă. Nu, Neanielule, nu, dar ăla cam împiedicat așa, cam molâu, micuț, așa, prostănac. Băi, frate, la televizor era filme de-astea, era filme de ochiate, frate. Cred că era serialele alea, din câte mi-aduc aminte, cu episoadele alea de ochiate, așa, porno, cu Manuela. Belciu belea ochii acolo la Manuela, ce făcea Manuela în film. Neanelu tot cu ochiul ăla pe el, aici, că dacă el avea un ochi sărac cu pac. Belciule, tată, să nu dai, ia vezi mâncarea, mai dă nea acolo, că să lipește mâncarea. Ești cu ochii la televizorul ăla, văd. Și ai grijă cu firul ăla să nu dai. Nu, Neanielule. Băi, frate, într-un final, nu ia firul ăla în picioare Belciu și să duce, să se întinde rezistența aia, s-a făcut așa, ca un acordeon burduf. Rezistența aia încins, așa s-a întins, să-l și corenteze, s-a pârlit, săracul, s-a... L-a pârlit așa un pic la picioare, la alea. S-a ridicat Neanelul de acolo. Băi, futu-ți biserica aia, mă, ce aici Neanelul. De câte ori ți-am zis, bă, cu rezistența? Ai nenorocit rezistența, bă, a rămas cu mâncarea nefăcută, bă. Bă, mă, tatac, tu nu se fute, băi, cine n-ai văzut, bă, cu ochii numai în televizorul ăla acolo? Noi râdeam, dar nu mai puteam. Neanelul, ce-a făcut, bă, ăla? A atins rezistența, a atins firar el al dreacul cu tare de dobitor, de Belciule, tată, striga Neanelul la el. Ce ai făcut că te curentai, tată? Neanelule, nu, în caterică acolo. Neanelule, rămânea necăuta, vrei, că Belciu ieșea la vistă. Și în Belciu la vistă avea și Neanelu pachet, nu? Că Neanelu coordona acolo. Neanelu bagabond. Normal că își permitea, nu? Așa era, trebuia să aibă cineva grijă de Belciu. A avut grijă de Belciu până Belciu n-a mai avut grijă de rezistența noastră. Că era rezistența la toată camera. Am râs atunci, bă, frate, cu Neanelu și cu Belciu. Ce face? Noi mai jucam barbut între noi acolo. Table, barbut. Vinea și Neanelu cu ochiul ăla zbanghiua lui. Băi, hai că joc și eu, băi. Vinea și el acolo cu un pachet de țigări. Poc, dădea el 3 țigări, 5 țigări. Ce ale. Noi știam că el ești tocar. Da, ne era drag de el. Ne câștiga 3-4 pachete. Băi, nu mai joc. Gata, nu mai joc. Jocul nu are obligații, nu are Neanelul, ai înțeles? Noi mai dăm un pachet de țigări, ia vrei și pachetul ăsta, dar ești gata, mai joci sau nu mai joci, dacă nu, nu-ți mai dăm. Nu, tată, nu mai joc. Râdeam cu el, vrei, zic, uite, vrei, avem pungi de cafea, avem nesturi, nu mai, gata, am luat 3-4 pachete, mai mi-ați dat voi câte un pachet, nu mai joc, gata, tată, nu mai joc. Mâine dacă o fi, sau mai încolo, zicea el, mai încolo, zicea el. Băi, frate, dintre tot barbutul acolo, era un băiețaș, după la Fetești. O să-i dau nume. Ghibanu îi zicea ăștia. Băi, jucător bun. Ghibanu. Jucător bun la barbut. Norocos. Am rămas eu cu Ghibanu.
Băi, frate, mă, că am dus ghibanul toată noaptea. Încă am luase tot capitalul ăla. Cam tot. Luase, cam jumate din capitalul meu. Dețineam capital atunci, eram bine pe Sarsana. Stăteam frumos pe Sarsana. Ce-ai zis lui ghibanul? Băi, ghibane, fii atent. Ce-ți fac eu ție? Băi, zic, prima dată când îi dau un 3-3, că jucam barbu normal, când îi dau primul 3-3, poți să te ridici, frate, nu te-ai ridicat, te fac pardaf. Nu mai, gata, nu o să mă, te las fără nimic, te bag și dator. El ștuca și el, avea și el jargoanele lui. El nu zicea la barbu tăiate, zicea rupte. Când a zis prima dată rupte, am nebunit, zic, ce rupte, mă, nu-l auzisem, frate, până atunci, chiar nu se purta asta până la mine, nici n-auzisem. Rupte. Ce rupte, mă, ai nebunit la cap și dădusem și zarmare. Ce rupte, bă? Ne-a înguițat noi un pic acolo, ai înțeles? Băi, nu mă, că mă faci... Nu mai știu cum a fost, băi, zic, faci jumătate de plată din poșta care a fost, că eu nu le-am cu rupte, cu nu știu ce. Acum vii tu și zici berbec sau ce dracu zici tu la barbu și gata, e tăiat. Nu merge, frate, așa. Bine, bă. Băi, frate, joc cu ghibanul ăsta și înspre dimineață pe la vreo 5 așa, până să dea deșteptarea, îi dau un 3-3, dă nebunește și el. Zic, ține cocoreștea ghibane, că dacă mă o iei în zbor. Băi, frate, mă pun pe el. Până să vie apelul, două ore vine apelul la 7-7 și ceva. Până să vie apelul, l-am făcut pardaf pe ghibanul. Mi-am luat și tot ce pierdusem eu la el, i-am luat și tot ce pierdusem. Acum, vine el cu o pereche de Adidas. Băi, frate, zice, uite, mai am Adidas ăștia să-i joc. Elea nu e Adidas. Mai am Adidas ăștia să-i joc. În când mi joci? O, mai știu cât a zis noi atunci. Un carton, două cartoane. Băi, frate, deci ne-a prins vreo 11-12 ziua a venit apelul și noi toți jucam în Adidas. Când intra el, când intram eu. Când intram eu în Adidas ăia jumate, când se întorcea el. Când mai lua el câte un carton, două de la mine, când îi le luam înapoi. Păi zic, ce fac eu cu ăsta cu Adidas ăștia, mă? Zic, al dracu, ce noroc are cu Adidas ăștia, nu mai câștigăm o dată. Iar îi luam, rămânea la jumate, cât pusesem noi două cartoane Adidas ăia, îi luam un carton, iar se întorcea din cartonul ăla. Că aveam eu un carton și el un carton, că era două cartoane, pereche de Adidas, o pusesem noi. Ce zic? Tot așa, mă, că am câștigat să el luase vreo două, trei cartoane, prinsese glas acum, iar o ardea în caterica lui de la fetești de acolo, de băltărețul ăla, de ghibană. Băia bun el. Eu ce zic în mintea? Băi, zic, stai să-mi iau astea două, trei cartoane care le-a luat el câștig, să intru și în Adidas și cum îi câștig un carton, îi iau un Adidas și las un Adidas. Băi, așa famă, frate. Joc cu el. Bă, jocul nu avea obligații, frate, putea să te ridici când vrei, înțeles? Dar normal și cinstit, dacă noi am stat de seara toată noaptea până a doua zi la 11-12, era normal să fii jucat, da? Mai făceam și de-astea de ambiție, ne șicanam așa între noi. Pac, iau alea două, trei cartoane, intru un carton în Adidas și zic, băi, stop, gata, fii atent, ghibane, eu nu mai joc. Dă-mi un Adidas, rămâi tu cu un Adidas, mă bag la somn, nu mai pot să joc, jocul nu are obligații, n-are nimic. Bă, nebunit ăla când a auzit. Băi, cum o frate, mă la... Băi, zi, fii atent ce faci tu. Te încarci cu un Adidas, ai înțeles? De stângul sau de dreptul care a rămas lui acolo, te încarci cu un Adidas de ăsta și ieși la aer cu el. Și când vii de la aer, era aerul după masă, la două. Ieși și când vii de la aer, eu dorm câteva ore până vii tu și ne punem să jucăm și Adidasul ăsta care îl am câștig de la tine. Băi, frate, nu-i normal, măcar joacă-l dracu de tot sau fă dracu într-un fel, fă să fie bine sale. Nu mai joc, bă, frate, neam. L-am lăsat așa. Bine, l-am lăsat așa până seara, frate, a fost caterinic. Eram și obosit, foarte obosit, stai toată noaptea la barbut, toată noaptea. Deci vedeam când mă culcam, visam, zarele alea era în ochii mei. În camera acolo,
Tot așa unul bătrân ăla, hoțul îi ziceam noi. El dădea cu boabile. Ne tot mințea el pe noi. Noi îi dădeam de caterinca lui, îi dădeam țigări, îi dădeam nes. Ia bă, hoțule, și fă-ți. Tot așa, purisan și ăla. Reptilă bătrână și ăla. Băi, frate, ce face? La gață pe unul, el cu boabile alea, dar și ăla cap de turbat. Ăla tot îi dădea mereu țigări, cafea, țigări. Băi, hoțule, nu le mai dai cu boabile alea. Stai, bă, că am treabă. Păi tu toată ziua, toată noaptea ai treabă cu ăsta, înțeles? Ăla când se plictisea de nesuri și de țigări. Ce zice, bă, lasă să mai odihnească boabile, bă, că zice... A pus soarele, lasă-le o oră, două, ai înțeles? De unde? El se punea frumos, era mâncat, era băut, era plin de cafele, de țigări. Zice, lasă mai odinească boabele, că nu vezi că nu mai dă ce trebuie. Ăla dacă intrase în cap, frate, păi dați seama ce e. Ăla, familie, copii, avea vreo 4 copii, băiețașul ăla. Ce intrase lui în cap acolo, tura, peste hoțul, sus, în pat, să urcam în 2 la 3 acolo și ăla îi dădea. Băi, frate, câteodată nu făcea pauză nici la masă, când vinea masa la 12:30, 1. Ei stăteam boabilele acolo. Ăla era dracu, turbatul ăla care turbase de bobi. Ce-l minte ăla într-o zi, hoțul, îi zice ceva de nevastă. Bă, nevasta cu tare, că a tăiat cu coșul, că arată boabile aici, că cu primarul, că a fost primarul acolo și că asta a tăiat cocoșul și ce-o fi fost între ei acolo, ăla prost. Băi, dar ce-a fost între ei acolo? Ăsta poțul a început să minte, dacă a văzut că ăla de 3 săptămâni nu mai scăpa de el, el mințea în fel și în chip. Păi ce să fie, mă, s-a dezbrăcat în pieile goale, uite așa. Foaule, cum a nebunit ăla, bă, frate. Lui a intrat în cap cel mințea la boabile alea, că nevoasta ar trăi cu primarul și că a tăiat cocoșul și că l-a invitat pe ăla la ea acolo și așa mai departe. El dacă s-a tipărit alea în capul lui, vezi, timp de slab de înger, că trebuie să fii tare, frate, acolo. Trebuie să te păstrezi tu, să ai calmul tău, să ai tu creierul tău, să gândești bine cu el. Ce facem, frate? Într-o zi se duce ăla în baie, că era o baie mică. Separat așa de cameră, un zid ăla de sport. O baie mică, când iese ăla de afară din baie, el să tăiase aici, jos la glezne aici, bă, frate, a vrut mai mult, ăla a vrut să-și tăie tendoanele, mă, frate. Bă, dar ce tăieturi și-a dat, noroc că nu și-a tăiat tendoanele, nu a dat cu lama aia cum trebuie, dar să tăiase și făcuse 5-6 tăieturi pe un picior, 5-6 pe un picior. Când mă uit așa la el, fumam, eu fumam. Beam nes, eram acum, uitam așa. Când mă uit la el, bă, zic, ce drept cu ai, mă, pe picioare acolo? Ce ai făcut, mă, te-ai tăiat? Ce ai să mai, domnule, că am disperat, că ce-o face aia, că ce nu știu ce, că cu primarul, că cu alea. Băi, tu ești nebun la că, mă, pe ăsta te-a mințit direct de minte de 3 săptămâni, o lună de zile. Tu ai căutat la gara pe el acolo, cu țigările și cu nesurile. Fugeai de 5 ori pe zi la el acolo. Nu mai vă dădea dracii jos de acolo, stătea numai acolo. Păi tu pui botul la vrăjeala lui hoțul. Tu vezi că hoțul e vagabond bătrân, teguiță ăsta mereu de țigări, de bunul, de ce ai tu pe acolo, nesuri, mâncare și alea. Și face caterincă de tine. Stai, bă, liniștit că ai 4 copii alea, nu face, bă, nevasta așa ceva, bă. Și se mai, frate, l-am legat noi cu un cerceaf de la, am rupt un cerceaf acolo, l-am legat, bă, zic, dă-ți dracu să-l ducă la cabinet. Hai, bă, bate mușii. Băi, zici că te-a luat o furie de nerv, de supărare, de alea și... N-are nimeni ce să-ți facă. Ce să te-ai mutilat singur, nu te-a tăiat nimeni, nu ai avut nicio tangență cu nimeni. Da, bă, frate, îl duce la cabinet, bată ușa, îl duce la cabinet, îi pune aia rivalul și dracu îi pune acolo, îl pansează, îi dă frumos pansament de la. Când vine ăla, cei că e cald de la pintenor, la amândouă picioare, așa cum îl bandajează cu pansamentul ăla acolo. Băi, zic, gata, mă, termin cu el, cu Bobby, cu astea, du-te, dracu de aici, de moș nebun, de turbat, că și așa, eu știu că tu ne minți pe toți, ai înțeles? Dar noi îi facem de plăcere așa, de dragul tău, o țigare, un nes, o cutare, dar nu că și ăsta, trebuia să nu-l primești toată ziua, bună ziua la tine acolo, de vă găsea dracii și când oboseai tu cu boabile alea, spuneai să
că a apus soarele și să mai odihnească boabele. Păi ce făcuse? Fusese la alergat alea, ce făcuse a obosit? Termină și să nu-i mai dai cu boabele lui ăsta, că zic, ai de la face cu mine și nimeni în cameră nu-ți mai dă nimică. Băi frate, cam ăsta e vlogul care vi l-am spus. Voi reveni în continuare cu vloguri frumoase și cu povestiri frumoase, multe povestiri frumoase și altele mai palpitante, dar mai spun așa câteva întâmplări, v-am spus așa câteva întâmplări ca să mai încingem atmosfera așa între noi. Eu vă doresc o seară bună, numai bine, multă sănătate și rog ca copiii din ziua de azi, menționez asta în fiecare vlog și n-am să uit lucrul ăsta, în niciun vlog, să stea cu minți, să asculte de familiile lor, să își urmeze o școală, să facă o meserie și să bucure de libertatea asta frumoasă și de viața asta scurtă. O seară bună la toată lumea, numai bine, multă sănătate și mâine vom intra live cu ceva incendiar. V-am pupat și numai bine, multă sănătate!